În ciuda măsurilor luate de autoritățile sanitar veterinare, 25 de localități din Olt sunt afectate de pesta porcină africană în acest moment. Numărul a rămas constant de câteva luni, în ciuda faptului că în ultimele două săptămâni au fost stinse mai multe focare din 6 localități. Aici, populația va putea relua creșterea suinelor după ce se va constata că porcii santinelă ce vor fi aduși nu vor contacta virusul responsabil de această boală. La această dată, la nivelul județului Olt, sunt 111 focare de pestă porcină africană confirmate, din care 93 de focare sunt active. Spun acest lucru pentru că săptămâna trecută au fost stinse 18 focare în localitățile Sprâncenata, 11 focare, asta ne referim și la Sprâncenata și la Uria, în Dăneasa 3 focare, Dăneasa și Zănoaga, la Brebeni 1 focar, la Ipotești 2 focare și la Vârtopu 1 focar. Autoritățile din județ susțin că pesta porcină africană continuă să afecteze efectivele de porci din Olt, periodic fiind confirmate noi focare. Ultimele vizează suinele dintr-o gospodărie din grădinile, dar și mistreții dintr-un fond de vânătoare de pe raza comunei Dăneasa. Săptămâna trecută, pe 18 octombrie, a fost confirmată o suspiciune de pestă porcină africană la o gospodărie din non-profesională din localitatea Grădinile. În baza buletinului de analiză emis de Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Olt. Totodată avem o confirmare de pestă porcină africană la porci mistreți vânați pe fondul de vânătoare 40 Dăneasa, tot săptămâna trecută. Situația nu se prezintă altfel nici la nivel național. Numărul mare de focare de pestă porcină africană declarate determină Comisia Europeană să amenințe țara noastră cu interzicerea exporturilor de carne de porc și preparate din carne de porc. Pentru a evita o astfel de decizie cu efecte economice importante, oficialii europeni au cerut României să ia măsuri excepționale pentru a opri evoluția acestei boli în cel mai scurt timp.